Iubiți credincioși și credincioase, dragi pelerini, iată binecuvântarea lui Dumnezeu și purtarea de grijă a Maicii Domnului, cea care străjuiește aici, în a sa grădină, în dealul cel mare, a Sfintei Mănăstiri Hadâmbu, adunându-ne astăzi în duh de rugăciune la cinstitul praznic al bunei vestiri sau al vestei celei buni. Pentru că și sărbătoarea de astăzi, în traducere din limba greacă, Evanghelia sau vestea cea bună, că se va întrupa Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Suntem în perioada postului, perioada urcușului duhovnicesc spre Marele Praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și spun aceste lucruri pentru a face și legătura cuvenită dintre perioada postului premergător praznicului Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și sărbătoarea sau praznicul de astăzi închinat Maicii Domnului, pentru că este sărbătoare mare, praznic mare, așa cum știm, alături de celelalte praznice închinate Maicii Domnului, alături de nașterea Maicii Domnului, alături de intrarea în Biserica Maicii Domnului, de adormirea Maicii Domnului, stau așezate și rânduite în rânduiala liturgică a Bisericii noastre și buna vestire. S-au citit astăzi la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie din Evanghelia după Luca, începutul Evangheliei după Luca, primul capitol, versetele, am putea spune, arhicunoscute, și anume, așa cum avem și reprezentarea icoanei praznicului, așa cum avem și pictura de pe Sfintele Uși ale tuturor bisericilor ortodoxe și a mănăstirilor, arătarea Arhanghelului Gavril, cel care, așa cum istorisește Evanghelistul Luca, după ce amintește întreagăt despre Elisabeta, despre faptul că îl poartă în pântece pe înainte mergătorul și botezătorul, ne spune că în a șasea lună, Îngerul Domnului, adică Arhanghelul Gavril, cel care aduce bine vestirea în toate întâmplările Noului Testament, pentru că Arhanghelul Mihail are specific perioada Vechiului Testament și nu numai, iată că de această dată Îngerul Gavril se coboară într-o cetate simplă, sărăcăcioasă, într-o casă la fel de simplă și sărăcăcioasă din Nazaret. O cetate foarte mică, undeva la 20 de kilometri de Marea Galilei, pentru a și repera din punct de vedere și geografic, dar și istoric. Și avem pentru praznicul, pentru sărbătoarea de astăzi, și argumente istorice, și anume faptul că se petrece acum 2000 și ceva de ani. Și argument scripturistic, gândindu-ne la Evanghelia după Luca, și nu doar Evanghelistul Luca relatează acest moment, dar găsim undeva și la Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, la capitolul al 4-lea, versetul 4. Sfântul Apostol Pavel care spune că atunci când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a binevoit să trimită pe Fiul Său și amintește acest cuvânt născut din femeie. Acesta este argumentul cel mai important scripturistic pentru sărbătoarea sau praznicul de astăzi. Iar printre argumentele istorice ar trebui să amintim faptul că odată cu împăratul Constantin cel Mare,
cel care atribuie creștinilor libertatea de exprimare. Odată cu bisericile care se aflau în catacombe, odată cu primii creștini care își duceau întreaga viață prin galerii și prin catacombe, iată că împăratul Constantin cel Mare, prin edictul de la Milan, dăruiește creștinilor această bucurie de a se manifesta fără să mai fie persecutați. Însă praznicul de astăzi se concretizează mai exact la sinodul al treilea ecumenic de la Efes din anul 431. Atunci când este combătută o erezie a lui Nestori. Pentru că învățături greșite nu au fost și nu sunt și nu vor fi doar de astăzi sau doar de câțiva ani, ci învățături greșite și referitoare la dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos. Și învățături greșite care poate că fac referire la Fecioria Maicii Domnului, la cinstirea Sfintelor Icoane, la cinstirea Sfintelor Moaște, au existat încă de la începuturile creștinismului. Dar în acest sinod ecumenic, din anul la care am făcut referire, 431, a fost rânduit și s-a stabilit nu doar cinstirea Maicii Domnului, ci prea cinstirea Maicii Domnului, fiind o cinstire mai înaltă decât a Sfinților. Dacă stăm și ne gândim, Sfinții s-au deosebit de noi ceilalți oameni prin anumite virtuți. Spune Sfântul Ioan Damaschin că Maica Domnului nu doar că le-a avut pe toate virtuțile, ci a mai avut sau s-a mai deosebit printr-o virtute prin smerenie. Și tot ca argument patristic pentru sărbătoarea de astăzi, tot Sfântul Ioan Damaschin spune că nu este nimic nou sub soare în istoria omenirii, afară de întruparea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Bucură-te ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine, îi spune Arhanghelul, fiind înfățișat în unele din icoanele bisericii noastre, având un crin în mână. Iar în unele picturi, Maica Domnului este arătată ca ținând în mână o carte. Și spune tradiția bisericii că în momentul în care Arhanghelul vine în casa Maicii Domnului, ea citea din Vechiul Testament, din cartea prorocului Isaia. Este acolo o prorocie referitoare la Fecioria Maicii Domnului. Și spune în cartea lui Isaia, în capitolul al 7-lea, versetul 4, că iată Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Despre acest verset vorbește și evanghelistul Luca, că va lua în pântece și va naște fiu și va pune numele lui Iisus, spune întreagă evanghelistul Luca. Dar foarte interesant lucru este acesta, că Maica Domnului trebuia să și încuvințeze acest lucru. Pentru că îi spune îngerului cum se poate întâmpla acest lucru de vreme ce eu nu știu de bărbat. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine, îi răspunde îngerul, și puterea celui prea înalt te va umbri. Și aș vrea să mă opresc puțin asupra acestui cuvânt de a umbri. Duhul lui Dumnezeu, cel care umbrește pe Maica Domnului, mai găsim acest context sau aceste versete la praznicul schimbării la față. Acolo unde Mântuitorul Iisus Hristos pe muntele Taborului, alături de cei trei ucenici iubiți ai Săi, Petru, Iacob și Ioan. Și ne spune Evanghelia că aceștia au fost umbriți sau au fost acoperiți de Duhul lui Dumnezeu printr-o lumină orbitoare. Această umbrire sau această adiere a Duhului despre care vorbesc Sfinții Părinți, o găsim și la începuturile Vechiului Testament.
atunci când spune în Cartea Facerii că Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, atunci când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și după acest schimb de replici care a avut loc între Arhanghelul Gabriel și Maica Domnului, aceasta încuviințează prin cuvintele: iată roaba Domnului. Pentru aceasta suntem și noi astăzi aici, în dealul cel mare a mănăstirii Hadâmbu, pentru a o cinsti pe Preasfântă Născătoare de Dumnezeu și cei care ați venit de mai departe și cei care suntem poate din apropiere, pentru a-i înălța rugăciuni, cereri și jertfe de laudă. Și pentru că sunteți și câțiva care ați venit din pelerinaj sau în pelerinaj, m-am gândit să vă spun o istorioară dintr-o carte pe care o găsiți și la Pangarul Sfintei Mănăstiri, se numește Pelerinul Rus. Un om care era în căutarea mântuirii sau a desăvârșirii. Și spune că ajungea din loc în loc și scotea o carte din a lui buzunar și de această dată cartea se numea Agapia sau Mântuirea Omului. Și începe să citească de acolo o istorioară. Spune că un om oarecare numit Agatanghel, dacă mi-aduc bine aminte de acest nume, încă din pruncie avea o rugăciune închinată Maicii Domnului și o spunea, fiind învățat de către părinți: Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Și această rugăciune o folosește în toată a lui tinerețe, dar la un moment dat, văzând că îi merge bine, treptat, treptat, începe și renunță la ea, până nu mai rostește deloc. Și într-o seară, în casa lui, poposește un alt pelerin. Fosta trimis de către Dumnezeu. Și acesta îi spune: am primit poruncă de la Dumnezeu să vin la tine în casă și să te întreb pentru ce nu mai folosești această rugăciune pe care o rosteai, rugăciunea Maicii Domnului. Și el spune că am simțit că nu mai este nevoie în viața mea, că mă pot descurca și singur. Și pentru ce m-ar ajuta? Și se întreabă dacă m-a ajutat vreodată. Și ce îi spune pelerinul? O, omule nepriceput și zăbavnic cu inima, oare nu știi de câte ori te-a ajutat Maica Domnului? Și enumeră acolo în carte exact situațiile în care încă din pruncie acesta a fost ferit de Maica Domnului de anumite și patim și de anumite necazuri și de foarte și foarte multe boli, fără ca el să-și dea seama că era acolo puterea Maicii Domnului. Și venindu-și acesta în fire, începe deci reia lui rugăciune închinată Maicii Domnului. Pentru că noi spunem că Maica Domnului este mijlocitoare, este mama noastră alături de Sfântul Ioan Botezătorul, așa cum sunt reprezentați în icoana de Isis. Mântuitorul Iisus Hristos stând pe tronul de judecată, apoi Maica Domnului de-a dreapta și Sfântul Ioan Botezătorul de-a stângă. Mă gândesc că ați venit aici la Mănăstirea Hadâmbu și cu cereri și cu dorințe, dar și cu mulțumiri. Pentru că în ultimii 34 de ani această Sfântă Mănăstire nu doar că a înflorit, ci Maica Domnului a trimis pe slujitorul său, Părintele nostru Stareț, Arhimandritul Nicodim, cel care în urmă cu 34 de ani, în Duminica Ortodoxiei, primește hirotonia în treapta de erodiacon, de diacon. Apoi, în Duminica Sfântului Grigorie Palama, a avut loc taina hirotoniei. Și este acolo
un cuvânt rostit de către arhiereu, mi-aduc aminte la taina hirotoniei, atunci când pune pe palmele noului hirotonit sau a viitorului slujitor în treapta preoției Sfântul Agneț sau trupul Mântuitorului Iisus Hristos, spune așa: primește acest odor și îl păstrează până la a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni și îl va cere de la tine. Greu și înălțător cuvânt este acesta, și de a-l primi, și de a-l păstra, dar mai ales sfârșitul, când va veni și îl va cere de la tine. Pentru că acel agneț și acel trup al lui Hristos, de acum 34 de ani, iată cât de frumos a înflorit. Și iată cât de frumos, începând cu praznicul de atunci al Bunei Vestiri, când Părintele Stareț a slujit pentru prima dată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, aici, în dealul cel mare a Mănăstirii Hadâmbu. Și din toate lucrurile pe care ni le istorisește tot timpul, și din ce am mai citit, și din puținele imagini pe care le-am mai văzut și care mai sunt disponibile, aici era o ruină. Și cei care sunteți mai în vârstă, probabil că unii dintre dumneavoastră știți despre ruina care era aici. Dar iată că Maica Domnului îl binecuvintează pe Părintele Stareț și acel odor pe care l-a primit în mâinile lui, Sfântul Agneț, iată că a înrodit, însutit, și nu doar însutit, ci înmiit. Și aici, în Sfânta Mănăstire Hadâmbu, și nu doar aici, ci gândindu-mă de multe ori la icoana acoperământului Maicii Domnului. O vedem tot timpul pe Maica Domnului stând cu mâinile întinse, purtând Sfântul Omofor sau acoperământ. Și fac tot timpul această comparație pentru că nu a înzestrat și nu a înflorit doar această Sfântă Mănăstire, ci și multe și multe biserici din zonă și din satele învecinate. Și aici mărturisesc că îi sunt profund recunoscător pentru ceea ce a făcut pentru mine personal și pentru alți preoți și ceea ce a făcut și face și în Basarabia. Acolo unde aș putea spune că merge nu foarte des, ci uneori zi de zi. Și acolo unde poate că și-ar dori să-l însoțim și să-l ajutăm, dar de multe ori noi nu putem. Și totuși Părintele se duce. De aceea, la acest praznic minunat la care suntem chemați pentru a o cinsti pe Maica Domnului. Pentru că această denumire de Maica Domnului este tot biblică. Elisabeta îi spune: de unde e cinstea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? De acolo este denumirea acestei sărbători și de acolo este și numele acesta al Fecioarei Maria de Maică a Domnului nostru. De aceea rugăm pe milostivul Dumnezeu și pe Preacurata Fecioară alături de toți ființi pentru ca să trimită binecuvântarea lui Dumnezeu și ocrotirea Maicii Domnului peste noi toți, cu al Său har, cu al Său iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.